Astăzi, 6 august 2012, în jurul orei 11:00, sectorul Poliției de Frontieră Olănești are loc nimicirea unui lan de câini sălbatic, care a fost depistat anterior de patrul în cadrul celor sector. Lanul dat se află 1000 de metri de departare la frontiera stat și în jur la 1500 metri la localitatea Crocmaz. Lanul dat are o suprafață de în jur la 10.000 de metri pătrați, cu număr total de plante în jur la 50.000. Și dacă e de artop, vreau să trebuie să vă mulțumesc.